Bună ziua, domnișoare Andrei! Eu sunt Maria și astăzi o să vă adresez niște întrebări. Maria, nu știu cum să zic, cel mai mult îmi place deja mai cucerit pentru că mi-ai spus că sunt domnișoară. Pentru că ești căsătorită și ai două fetițe frumoase, care a fost prima ta impresie când l-ai văzut pentru prima oară pe soțul tău? Mi-a plăcut foarte mult de el. Eu prima oară pe soțul meu l-am văzut pe internet, pe Hi5. Am vorbit foarte, foarte multe luni, vreo 6. Și îmi plăcea de el, dar cum să te vezi cu un om pe care nu-l cunoști? Adică, norocul lui cel mai mare, știi care a fost? O prietenă de-a mea, care îl cunoștea, fusese cu el în liceu. Și mi-a zis să știi că poți să te vezi cu el, că e un băiat foarte bun. Și atunci ne-am văzut, am să țin minte și acum, ne-am văzut la un restaurant unde l-am chemat și în prima fază mi-a zis că el nu vine, că se tunde. Și ce crezi, Maria, dacă nu venea atunci, la revedere, goodbye, nu-i mai răspundem niciodată la telefon. Și a venit Maria și mi-aduc aminte că l-am văzut, noroc a venit cu prietenul lui cel mai bun. Pentru că prietenul lui cel mai bun era mai vorbăreț decât el, el n-a zis decât bună și pa. Și se uita la mine fascinat și mie mi se părea foarte amuzant că el nu spunea nimic. Cum ai luat decizia să rămâi cu el și să faci doi copii? Ce drăguț ești! Păi știi că deciziile astea nu se iau așa, te trezești într-o dimineață și spui gata, eu am decis așa. La un an de relație am aflat marea veste și anume că eram însărcinată cu măruța. Și a fost așa un moment minunat. El deja mă ceruse în căsătorie și gândește-te că el mi-a scris prima dată că eu o să fiu mama copiilor lui înainte să mă cunoască personal. Și eu am râs, că mi s-a părut amuzant, zic, ia uite-l și pe puștiu ăsta. Și după măruța a apărut și aduța. Până înainte de a te căsători, ai suferit din dragoste? Nici nu știi ce te așteaptă? Da, ca orice adolescentă, am suferit din dragoste, chiar foarte mult. Și de fiecare dată mi se părea că ăla e iubirea vieții mele. Dar poți să-mi povestești o întâmplare în care ai fost dezamăgită? Da, uite, am fost foarte îndrăgostită la un moment dat de un coleg de-al meu de clasă, care a fost și iubitul meu pentru o perioadă, după care m-a părăsit și a ales să fie cu o altă colegă din clasă și a fost al naibii de greu, sinceră să fiu, pentru că îți dai seama că îi vedeam pe ea în fiecare zi la școală, abia am așteptat să termin școala. Și s-a terminat și foarte bine că s-a terminat și oricum ei nu mai sunt împreună. Ha! Foarte tragic. Foarte tragic și dramatic. Se mai întâmplă să te curteze băieții chiar și în acest moment? Adică mai. Chiar și când ești cu soțul tău, cu copiii tăi? Adică aș putea să nu răspund la această întrebare? Recunosc că deocamdată mi se întâmplă să primesc complimente din partea bărbaților care nu au nicio tentă, o altfel de tentă, dar e foarte frumos ca cineva să-ți spună că arăți bine, că ești frumoasă. Pentru când voi mai crește, ce sfatul mi-ai da în legătură cu băieți? Mai ales că ai și tu două fete. Blanc. Ideea e că, uite, măruța mea, Mara, e un pic mai mare decât tine și cumva voi începeți acum să intrați într-un soi de preadolescență. Ce sfaturi să-ți dau? Cel mai important este să nu cedezi ușor, să nu te îndrăgostești ușor. Trebuie să înveți să lași un băiat să te cucerească, să-ți aducă flori, să-ți aducă prăjituri. În primul rând, eu o să fiu la dietă atunci și nu ar fi ceva frumos să-mi dea prăjituri. Adică un suc de lămâie, apă plată cu lămâie. Probabil o să fac un prieten la 30 de ani. Wow! Întrebare test. Ești într-o cameră fără lumină, adică ești în besnă total. Așa. Și pipăi pe acolo și găsești un băț de chibrit. Ce aprinzi mai întâi? Ziarul, lampa sau lumânarea? Păi mai întâi aprind ziarul, pentru că cu ziarul aprind lumânarea. Greșit. De ce? Cum
adică a prins bățul de echilibrin, nu? Eu deja făceam lumină în cameră. Am picat testul. Am picat, ai dreptate, n-am ce să spun. Ai un... Bine, hai FB, pentru că... Na. FB, am luat un FB. Mulțumesc foarte mult că ai participat la aceste întrebări. Îți mulțumesc foarte mult, Maria, pentru că m-ai invitat aici pe canapeluța ta. M-am simțit foarte bine și recunosc că m-ai pus în dificultate.